Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ne-a atras atenția acest titlu. Citez, exclusiv. De ce l-a iertat ANAF pe Marcel Ciolacu de o țeapă de 11.000 de euro dată statului? Scrie publicația de fapt.ro. Și chiar așa, de ce 11.000 de euro? Cum să te ierte fiscul de 11.000 de euro? Citez, tot din de fapt, explicația fiscului. Actualul șef al PSD nu a fost de rea credință atunci când a refuzat să mai plătească taxe la stat. Am încheiat citatul. Bă, nu m-am gândit niciodată la varianta asta. Deci nu plătești taxele la stat și, deci, încă o dată, e vorba de taxe datorate statului, taxe, impozite, nu știu ce. Avea un business, vă explic imediat. Și nu plătești. Și normal, când faci o de-asta, vine fiscul, spune poprire pe conturi, te execută, te vânează. Cum a avut pentru 19 lei. Uite, poftim. Adică cu toții suntem pățiți cumva pentru sume de-astea micuțe. Dacă ai 11.000 de euro, care sigur pentru unii chiar reprezintă o nimica toată, dar pentru o mulțime, mulțime, mulțime de oameni din țara asta, 11.000 de euro sunt o mulțime de bani, sunt o grămadă de bani. Da. Vine fiscul, ce-o fi zis, domnul Ciolacu? Domnule, eu aș vrea să plătesc, dar nu, adică sunt de bună credință, vreau, îmi doresc, foarte tare îmi doresc, dar nu plătesc. Ce-o fi zis fiscul? Ai, domnule, nu e de rea credință, el ar vrea săracul, dar dacă n-are, nu poate. Și l-a iertat. Da. Deci ce s-a întâmplat? Domnul Ciolacu și soția aveau o firmă. Firma se chema Diesel Tank SRL. Asta... Diesel Tank? Diesel Tank. Tank scris cu CK. Deci nu e Tank Tank, e un tank cu CK. Nu contează. Diesel Tank SRL. Așa îi spunea firmei respective. În 2009, după 7 ani de funcționare, firma familiei Ciolacu s-a închis cu o datorie la stat de 47.524 de lei. În 2008, domnul Ciolacu era viceprimar la Buzău. Deci, pentru că de ce să nu dai cuiva care nu-și plătește taxele către stat puterea de a cheltui banii comunității? În 2010, judecătorii au decis intrarea în faliment a firmei domnului Ciolacu, întrucât, citesc, debitorul nu și-a declarat intenția de reorganizare. Deci asta a fost, a dat faliment, n-am... A renunțat la firmă. Da. Păi și datoria? Adică, ai dat faliment, dar ai o datorie la asta. Și ești și viceprimar, adică om, totuși, ești cunoscut. De fapt, un rău a cerut la ANAF Buzău să arate dacă inspectorii fiscali s-au îndreptat împotriva lui Ciolacu, domnului Ciolacu, pentru a recupera datoria către stat. Și ANAF a răspuns că nu. Adică, n-ați făcut nimic? Nu. Are datorie. A dat faliment, necaz. Și? Ata, n-am făcut. De ce? Fiscul a invocat absența bunurilor care ar fi putut fi valorificate. N-avem de niciunele, domnul Ciolacu, nu puteam, ce să-i luăm? Nu, n-are nimic, e Tancu. Sărac, lipit, e viceprimar, vai de steaua lui, nu putem, are 11.000 de euro să ne dea, dar ce să facem noi? Și asta a zis fiscul, nici n-a fost de rea credință când a făcut datorile, domnul Ciolacu n-a dat niciun fel de explicații pentru situația asta, care rămâne cumva în istorie. Dar, dacă e să ne gândim că conducătorii noștri trebuie să dea, să fie, conduc prin puterea exemplului, pentru mulți oameni din țara asta, uite, o temă de gândire. Faci datorii la fisc, nu le plătești și zici că ești de bună credință, dar nu poți. Și fiscul nu te dă în judecată, este o lume foarte frumoasă, nu? Pentru unii. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.